noștri, iată-ne din nou la o sărbătoare. Ce-i drept, am fi drus să o sărbătorim împreună la biserică, dar iată că nu se poate. Cu toate acestea, vrem să vă urăm din partea noastră ceva care să însemne pentru familia dumneavoastră, care să însemne pentru fiecare dintre noi un lucru important. Paștele este o sărbătoare foarte importantă în sânul creștinismului și cred că are chiar semnificații mai largi decât în creștinism. Mesajul Paștelui este un mesaj al morții și al învierii, este un mesaj al speranței și, o, Doamne, câte speranță avem nevoie în zilele noastre, într-o lume atât de panicată, atât de deznădăjduită, atât de sumbră în ce privește viitorul ei. Iată că acest mesaj al morții și al învierii lui Iisus vine ca un mesaj al speranței, ca un mesaj al bucuriei, ca un mesaj al faptului că ne putem agăța de ceva, al faptului că Dumnezeu este în control, El este Domn, stăpân inclusiv peste moarte, lucru care îi sperie pe majoritatea. Totodată există un mesaj, Paștele este un mesaj al solidarității. Dacă este cineva care a înțeles frica, teama morții, dacă este cineva care a înțeles ce se întâmplă în momentele de agonie, cu siguranță acesta este Iisus. Și vreau să știi, dragul meu, draga mea, că dacă în acest context al sărbătorii suferi, fie de o pierdere a cuiva, fie de o experiență poate mai neplăcută, vreau să spun că și Hristos a suferit și în grădina Ghețiman și mai ales pe cruce. De aceea, gândește-te la suferințele Lui, încearcă să te ascunzi în Hristos și vei găsi pace, bucurie, speranță și acea liniște sufletească de care avem nevoie cu toții de aceste sărbători. Dumnezeu să vă binecuvinteze, spun și eu un răsunător, Hristos a înviat. Dragii mei, vă urez și eu sărbători fericite, Paște fericit, mai ales că zilele acestea avem sărbătorile altfel. După cum există școala altfel, există și Paștele altfel. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu ne-a dat oportunitatea să ne focalizăm pe El. Dacă până acum Paștele era mai mult despre mâncare, curățenie și cumpărături, iată-ne cumva obligați de împrejurări ca Paștele acestea să fie doar despre El. Mi-aș dori tare mult ca această săptămână a patimilor care a trecut și această zi de Paște să fie cu adevărat altfel, altfel decât până acum, altfel decât majoritatea sărbătorilor de Paște care le-am mai avut. O sărbătoare plină de semnificație în care privirea noastră este spre Hristos și numai spre El. Pentru ca bucuria noastră să nu fie atât de mult luată din împrejurările exterioare, ci luată din adevărul învierii Lui. Ne bucurăm în acest strigăt de triumf, Hristos a înviat, pentru că prin acest strigăt, de fapt, este un strigăt al vieții asupra morții, al speranței asupra deznădejdii, este un strigăt al speranței ce trece, care nu ocolește moartea, ci care trece prin moarte spre viață. Sărbători fericite și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hristos a înviat. Noi suntem oare vii cu adevărat? În circumstanțele actuale, cât de decis suntem să mergem până la capăt? Evangheliile ne spun că atunci când a venit vremea, Domnul Hristos și-a întors cu hotărâre fața către Ierusalim și și-a urmat chemarea în ciuda tot ceea ce îl aștepta acolo. Omenește, noi avem în față un mare necunoscut, dar știm că la capăt de drum sunt două brațe sfinte pe care se văd încă semnele cuielor, întinse către noi spre îmbrățișare. Acolo însă vor ajunge doar cei cu inima curată, cum spune însuși Mântuitorul. El cu lacrimi în ochi, din dragoste pentru noi și din râvnă pentru Tatăl Său Ceresc, a intrat în templu și l-a curățit. Asta vrea să facă și astăzi cu templul trupului meu și al tău. Aici îmi întrerup gândurile personale și devin vocea poporului, deoarece ieri cineva din biserica noastră mi-a trimis o cugetare personală pe care vreau să o redau pentru că este pe aceeași linie cu gândurile mele. Mi-am permis să-i pun și un titlu. Ce se întâmplă cu noi? Citez. Am meditat puțin la intrarea Domnului
în Ierusalim și mai ales la intrarea în templu. Am făcut o analogie cu trupul nostru ca fiind templul Duhului Sfânt. Așa cum odinioară templul lui Dumnezeu s-a transformat în peșteră de tâlhari, așa și azi templele Duhului Sfânt sunt pângărite de cel rău. Avem autoritate în numele Domnului Iisus să facem curat și nu o facem. Ce ne scapă? Ce ne lipsește? Ne scapă învățătura și ne lipsește practica. Foarte mulți nu știu cine sunt în Hristos și chiar dacă știu, nu știu ce să facă cu ceea ce știu. Domnului Iisus nu i-a fost nici frică, nici rușine să scoată afară pe tâlhari. Teoretic, noi știm că suntem templele Duhului Sfânt și totuși nu-i alungăm pe cei ce ne tâlhăresc sufletele și nu mă refer la păcate ocazionale, ci la obiceiuri, legături, dependențe. Am încheiat citatul. Hristos ne-a învățat și practicat, ucenicii de asemenea, să procedăm deci cu toții la treabă. În rest, personal, vă mărturisesc că îmi este dor de voi, de fiecare. Îmi este dor de o caldă îmbrățișare. Hristos a înviat. Dumnezeu să binecuvinteze pe români și România. Îmi revine plăcerea și deosebita bucurie ca în această dimineață a învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă transmit câteva cuvinte. Cuvinte care le doresc de încurajare, mai ales într-o vreme a îngrijorării, a fricii, a angoaselor. Am stat zilele trecute, am găsit un verset care în actuala conjunctură capătă alte valențe. În cartea prorocului Isaia, în capitolul 9, la versetul 1, vorbește cuvântul lui Dumnezeu astfel. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Cuvântul acesta de obicei se folosea în perioada Crăciunului, la sărbătoarea de Crăciun, însă capătă o valență nouă, mai ales pentru noi cei care în zilele acestea sărbătorim un Paște într-un mod diferit. Sărbătoarea aceasta are pentru noi o semnificație deosebită pentru că ea aduce dincolo de starea de teamă cu care noi ne confruntăm, aduce speranța. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi avem o altă speranță, nu speranță pentru viața de aici și de acum, ci speranța noastră se leagă cumva de veșnicie, de împărăția lui Dumnezeu. Mesajul acestei sărbători este un mesaj al bucuriei. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evanghelia după Matei, de la capitolul 28, bucurați-vă căci Iisus Hristos a înviat. Oamenii îl caută în diferite locuri. Domnul Iisus Hristos nu poate fi găsit în locuri făcute de mâini omenești, ci Domnul Iisus Hristos poate fi găsit în inimile noastre. Vă doresc niște sărbători grozave și vreau să vă transmit că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat și nu doar că a înviat, El este viu în viața noastră și în viața dumneavoastră. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să vă aducă multă, multă bucurie. Amin. Bună ziua, dragii mei! În aceste zile, pe buzele oricărui creștin practicant, răsună un strigăt, un salut și un strigăt de triumf în același timp. Hristos a înviat! Acestui strigăt de triumf ar trebui să îi se răspundă cu un alt strigăt, la fel de hotărât, adevărat a înviat. Și strigătul acesta ar trebui să străbată lumea în lung și în lat ca mesajul unui herald, deoarece el vestește o mare eliberare și o mare veste. O eliberare așteptată de mult de omenire și la auzul căreia inimile care l-aud ar trebui să fie cuprinse de un tremur de bucurie, de entuziasm și de sărbătoare. Zilele pe care le trăim scot în evidență și mai mult nevoia acestui strigăt de triumf. Hristos a înviat. De ce? Pentru că mai mult ca oricând în aceste zile avem nevoie de adevărul cuprins în acest strigăt. Aș vrea să citim împreună un pasaj din Evanghelia după Luca pentru a vedea că nu-i totuși atât de ușor să crezi adevărul acesta.
În ziua întâi a săptămânii, femeile, împreună cu altele, împreună cu ele, au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. După cum observăm din acest pasaj al Scripturii, nici apostolilor nu le-a venit ușor să creadă vestea învierii lui Hristos. Chiar femeile, dacă nu ar fi apărut îngerii să le spună, nu ar fi crezut. Totuși, această întâmplare ne ridică două întrebări nouă celor de azi. Unde îl cauți pe Hristos? În panteonul celebrităților moarte sau în cerul Dumnezeului viu? Contează foarte mult ce perspectivă ai despre Hristos. Îngerii au apărut în vremea aceea femeilor și le-a pus această întrebare, de ce îl căutați între cei morți pe cel ce este viu? După care continuă, aduceți-vă aminte ce vi s-a spus. Și această întrebare e bună și pentru noi. Îți aduci aminte de cuvintele lui? Le cunoști? Le iei în seamă? O problemă care o avem în zilele noastre, în creștinismul nostru postmodern, este că nici măcar nu cunoaștem foarte mulți dintre noi cuvintele lui Hristos. Nu cunoaștem scripturile care ne-au fost date spre mângâiere și încurajare, deoarece acolo sunt întipărite faptele și cuvintele lui Hristos și ale apostolilor. Biblia ne vestește tot adevărul și în învierea lui Hristos sute de profeții s-au împlinit. Aduceți-vă aminte ce este scris, aduceți-vă aminte și căutați-L pe Hristos printre cei vii. El nu este ascuns în panteonul celebrităților moarte, nu este în mormânt precum sunt alți întemeiatori de religii, ci El este viu, mormântul Său este gol. Dacă voi căuta un Hristos viu, atunci voi lua în serios cuvintele Lui și strigătul Hristos a înviat capătă semnificații extraordinare și devine un strigă de triumf. Și în acest mesaj aș vrea să scot în evidență două lucruri asupra căruia acest strigăt își înalță triumful. În primul rând, Hristos a înviat este un strigăt de triumf, în primul rând asupra sistemului strâmb al lumii actuale. Învierea lui Hristos a biruit sistemul corupt al banilor și puterii abuzive, deoarece acest sistem n-a putut să o împiedice. Aduceți-vă aminte că în ziua de sâmbătă, liderii națiunii au apelat la conducătorii romani pentru a sigila piatra de la mormânt. Când Hristos, din punct de vedere fizic, era inactiv, cei mai activi au fost dușmanii lui. Sistemul religios corupt se alia cu sistemul opresiv, pentru a împiedica împlinirea promisiunii lui Hristos că El va învia din morți. Practic, avem confruntarea între puterile lumii și puterea lui Dumnezeu, dintre autorii morții lui Hristos și puterea învierii lui Dumnezeu. De aceea învierea lui Hristos este strigătul de triumf asupra puterii armelor, asupra puterii banilor, asupra acestui binom care îl întâlnim și astăzi, putere-bani. Trebuie să fim conștienți că și în zilele noastre, dincolo de aparențe, dincolo de declarațiile publice frumoase, se ascunde un adevăr teribil. Lumea nu este condusă nici pe departe pe baza principiilor etice sau morale, ci pe baza principiului profitului, al câștigului și al puterii. Și lucrul acesta va dăinui tot atât cât va dăinui sistemul actual.
Iar cei ce își pun încrederea în noua ordine mondială care ia chip sub privirile noastre, vreau să vă spun ceva. Noua ordine mondială nu va schimba principiul banului și al puterii, ci nu va face decât să fie o ordine a celor puțini, a celor superbogați, al elitelor, a celor superputernici. Actuala criză prin care trecem poate accelera instaurarea controlului centralizat asupra populației, poate accelera impunerea măsurilor de limitare a drepturilor individuale la nivel mondial, poate face perfect credibile și chiar necesare toate aceste măsuri care vor concentra puterea în mâna celor puțini, în mâinile elitelor. Opinia mea personală este că la nivel mondial se pregătește scena pentru reeditarea evenimentelor de acum 2000 de ani, când autoritățile făceau tot ce le stă în putință să distrugă planul lui Dumnezeu. Au avut ei succes atunci? Nici de cum, pentru că, spune Biblia, nu există niciun plan care să reușească împotriva lui Dumnezeu. De aceea nu cred că vor avea succes nici în zilele noastre. Ceea ce noi oamenii nu prea realizăm este că în spatele sistemului corupt, condus de binomul putere-bani, stă o putere spirituală, condusă de Lucifer și demonii săi. Nu este de mirare că mulți bogați ai lumii au practică o închinare luciferică. De ce? Deoarece această luptă trece dincolo de aspectul material, este o luptă de ordin spiritual. Lucifer luptă pentru a-și instaura domnia asupra pământului, iar actorii din umbră, unii dintre cei ce sunt puternici și bogații lumii, nu sunt altceva decât uneltele lui, unii conștienți, alții inconștienți. De aceea, învierea reprezintă în esență strigătul de biruință lui Hristos asupra împărăției întunericului. Și Apostolul Pavel descrie lucrul acesta și vreau să vă citesc din Coloseni, capitolul 2, de la versetul 15. Ce a făcut Hristos prin crucificarea, prin moartea și învierea Lui? Auziți, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Aici avem o imagine de război, la fel cum învingătorii de altă dată luau captivi din mai mari popoarelor cucerite, îi dezbrăcau și îi purtau într-o procesiune de triumf. La fel descrie Pavel procesiunea de triumf a lui Hristos, care a luat captive domniile și stăpânirile spirituale, a luat captive puterile întunericului, le-a dezbrăcat de puterea lor și le-a făcut de rușine înaintea lumii, pentru că a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Dragul meu, învierea lui Hristos prevestește sfârșitul sistemului actual și venirea noului sistem al împărăției lui Dumnezeu. În noul sistem al împărăției, Hristos este împăratul suprem și voia lui Dumnezeu se va face pe pământ la fel ca în cer. Învierea lui Hristos și strigătul Hristos a înviat este semnalul unei lumi noi. Este semnalul împărăției eterne. Și vreau să vă citesc cum apostolul Ioan a văzut, i-au fost prezentate instaurarea acestei împărății. Auziți ce spune el? Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată împărăția lui Dumnezeu, aici se prezintă ce este împărăția lui Dumnezeu. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Împărăția lui Dumnezeu, noul sistem care este prevestit de învierea lui Hristos, îl aduce pe Dumnezeu pe noul pământ. Care va fi caracteristica acestei împărății prevestite de învierea lui Hristos? Ascultați, El, adică Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și ca și cum Dumnezeu vedea în inima lui Ioan parcă neîncrederea în acest tablou al lumii viitoare,
adaugă, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Strigătul Hristos a înviat prevestește sfârșitul sistemului actual, a ordinii actuale, caracterizată de boală, de moarte, de tristețe, de conducere abuzivă, de o stăpânire spirituală negativă și este înlocuită cu un pământ nou, caracterizat de împărăția lui Dumnezeu, caracterizat de domnia lui Hristos, caracterizat de înlăturarea morții și a tot ce este negativ. Hristos, când a biruit moartea, cu moarte pe moarte călcând, el a instaurat zorile unei ere noi. Și lui Ioan Dumnezeu a spus, scrie lucrurile astea, pentru că sunt vrednice de crezut și adevărate. În al doilea rând, strigătul de triumf, Hristos a înviat, este un strigăt de triumf asupra morții. Este un strigăt de triumf împotriva celui mai cumplit dușman al omenirii, pe care niciun om nu l-a putut învinge vreodată în afară de Hristos. Moartea. Apostolul Pavel a fost atât de plin de entuziasm în fața acestei realități, încât el scrie unei biserici din Corint, care culmea erau creștini, credeau că Hristos a înviat, dar nu credeau că va exista o înviere a tuturor oamenilor. Și Pavel trebuie să le scrie, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Și vreau să ascultați cu atenție acest imn, această cântare de biruință și de triumf. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul sau acul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Învierea lui Hristos reprezintă semnătura lui Dumnezeu pusă pe promisiunea învierii tuturor. Dar mare atenție! Iisus Hristos a vestit o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Unii vor învia pentru viața veșnică, alții pentru judecata lui Dumnezeu și pentru moartea a doua. Păcatul este asemănat cu Hristos cu acul unui scorpion. La fel cum scorpionul omoară prin înțepătura sa veninoasă, la fel moartea are putere prin păcat. În imaginea lui Pavel, moartea este acel scorpion care înțeapă și veninul este, acul este păcatul. Și Hristos de aceea a murit. A murit pentru păcatele noastre, pentru ale mele, pentru ale tale. A acceptat să primească înțepătura de moarte în locul meu și în locul tău, pentru ca tu și cu mine să nu mai fim nevoiți să o încasăm, ci să avem parte de iertarea păcatelor și să ne putem apropia liber de Dumnezeu. De aceea învierea lui Hristos îți deschide ușa împăcării, îmi deschide ușa împăcării cu Dumnezeu, pentru a avea parte nu de orice fel de înviere, ci de învierea celor drepți, a celor îndreptățiți prin jertfa sa, a celor care realizează că el a murit pentru păcatele lor care regretă aceste păcate și vor să aibă parte de o viață nouă prin Hristos. Și tot Pavel vine și spune că Hristos a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți drepți sau neprihăniți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat este un strigăt de biruință asupra morții, dar nu numai asupra morții fizice, dragul meu, ci și asupra morții veșnice, asupra separării de Dumnezeu, asupra morții a doua, care este descrisă de Scripturi ca aruncarea în iazul cu foc și pucioasă.
Învierea lui Hristos este chemarea la libertatea tuturor oamenilor. Este dezrobirea celor ce erau supuși diavolului de frica morții. Învierea lui Hristos este pasajul secret prin care învingi moartea, nu ocolind-o, ci trecând prin ea, dincolo de ea. Hristos a înviat, cu adevărat, este un strigăt de biruință care trebuie să nască al doilea strigăt de biruință, adevărat înviat. În plină criză, dragul meu, învierea lui Hristos reprezintă bucuria nezdruncinată a creștinului. De ce? Deoarece prin ea el are parte de un salvator viu. De ce să-l cauți pe Hristos printre cei morți? El este viu. Diferența esențială între Buddha, Confucius, Mahomet și Hristos. El este viu. Prin învierea lui Hristos, creștinul are parte de promisiunea învierii personale. Și nu orice fel de înviere, ci învierea celor drepți. Mai mult decât atât, prin învierea lui Hristos, creștinul are parte de promisiunea unei lumi noi în care moartea nu va mai fi. Și acum ar trebui să înțelegem mai bine semnificația străvechiului cânte care îl cântăm de Paște. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dacă vrei să ai parte de această bucurie, întoarce-te la Dumnezeu. Cheamă-L pe Iisus Hristos în viața ta ca un domnitor viu, ca un salvator viu, ca să ai parte de iertarea păcatelor tale, să ai parte de învierea celor drepți și apoi urmează-L cu credincioșie până la sfârșitul vieții tale. Zilele acestea sunt zile aparte. Este un Paște altfel, un Paște pe care Dumnezeu ți l-a așezat într-un asemenea context încât să te poți focaliza pe el. De aceea te rog, nu te focaliza pe alte lucruri. Nu evada doar în exterior. Meditează, aprofundează, caută-L pe Hristos printre cei vii. Adu-ți aminte de cuvintele Lui și apoi exclamă cu bucurie, Hristos a înviat.